O patrulă de poliție din Dărmănești a oprit marți în trafic o femeie în vârstă de 35 de ani din Ucraina. În urma controlului asupra mașinii, polițiștii au găsit 272 pachete de țigări, 7 sticle de alcool și bunuri ce aveau timbre fiscale ucrainene. O patrulă de poliție rurală din Dărmănești a oprit marți în trafic o femeie în vârstă de 35 de ani din Ucraina. În urma controlului asupra mașinii, polițiștii au găsit 272 de pachete de țigări, 7 sticle de alcool și bunuri ce aveau timbre fiscale ucrainene.